Bine v-am regăsit, dragilor, la un nou podcast pe municipultârgoviște.ro Sunt Gabriel Cristache și astăzi avem un, o nouă invitată, o dragă prietenă, o mare artistă Se numește Nicoleta Pasile Bine te-am regăsit! Bine v-am găsit, am venit cu toată dragostea și mă simt totodată și onorată Pentru că, iată, sunt și eu considerat un om al acestor locuri da, oamenii cetății, pentru că așa se numește uh, podcastul nostru, chiar dacă nu suntem născuți toți în goviște dar și faptul că avem rădăcini în Dâmbovița și faptul că activitatea noastră este legată de Târgoviște și de județul Dâmbovița, asta înseamnă că am devenit oameni ai cetății. Adică Sigur. nu contează de unde venim. Dar aici nu e cazul că amândoi suntem dâmbovițeni și târgovișteni și așa că suntem cu rădăcinile unde trebuie. Pe unde merg prin țară, pe la spectacole, pe la evenimente, urc pe scenă și chiar o spun cu mândrie că sunt din Dâmbovița. Și sunt primită foarte frumos, pentru că ecourile în țară despre județul Dâmbovița sunt foarte bune. Da? Sunt bucuroase de acest lucru. Da, avem cântăreți foarte valoroși, da? cântăreți foarte talentați. Tu, Nicoleta Vasile, ești prezentă mai mereu pe televiziunile de muzică populară. Și de asemenea pe posturile pe de radio, mai ales astea naționale, nu? Da, Tot așa Tot timpul, este. câte piese rulează, așa, frecvent, să zicem, pe Radio România Cultural, nu? Sau da, Antenasatelor. Antena mă bucur de o promovare frumoasă la Radio România Antenasatelor și le mulțumesc pe această cale celor care se ocupă de imaginea mea acolo. Cred că zilnic primesc ecouri că zilnic sunt difuzate la antena satelor și sunt oameni care spun, știi că noi facem grădinărim cu tine, cu Sârba dânbovița, cu Cum e ruga unei mame, cu Mâinei Cuță de la munte, da, sunt piese care au rămas în memoria radioascultătorilor și pe unde merg, a, fata cu Sârba Caladâmbovița. Deci, e foarte important să pui amprenta locului în care te-ai născut, să pui amprenta în muzica pe care o promovezi, și cu această ocazie, într-adevăr, să faci cunoscut județul din care ești, peste tot în țară și în afara țării. Este mare lucru și despre asta uh, vrem noi să vorbim la oamenii cetății, despre oameni care fac lucruri mai multe decât te-ai așteptat de la ei, în zona lor, acolo unde ei sunt profesioniști, unde ei se bucură de, de fiecare zi care trece. Și uh, ne bucurăm că ai avut timp, pentru că știu că ești foarte. Foarte ocupată pentru că ai multe proiecte, pentru că ai multe evenimente, tot timpul lucrezi la piese noi, și vorbim de piese originale foarte frumoase, piese minunate pe care le pregătești cu mare Mulțumesc. profesionalism. Pentru că asta pot să o spun eu că fiind <laughs> om de radio cam de vreo, nici nu mai știu de câți ani, de vreo aproape 30 de ani. Mulți înainte! Să rămână la fel. Îmi dau seama acolo că este foarte multă muncă. Asta și este. foarte mult talent Că altfel nu se poate Și de aici trebuie să plecăm noi. Avem multe de povestit Nici nu vreau să mă duc așa de repede în zona asta Aș vrea să o luăm cu, cu începutul Eu am, am citit am, am Multe lucruri despre Despre artista Nicoleta Vasile Și m au impresionat faptul că Nu am văzut studii muzicale Până acum, până de curând în activitatea profesională. Deci am văzut. Liceu de filologie la Răcari. Pentru că tu da. ești născut în Conțești. Da. Am da. uitat să spun. Comuna Conțești. Da. Așa. Și am văzut, de asemenea, că ai făcut la Universitatea Balahia vreo două facultăți, sunt și un master, nu? Da, ai așa este. Pe, sunt economist de profesie. Ești economist de profesie. Funcționar superior, apoi management, apoi managementul serviciilor publice. Să fie tot, <laughs> să nu scape nimic. Așa. Și eu căutam acolo. Băi, zic, dar... Muzica asta populară de unde vine? Muzica ușoară, că știu că ai cochetat și cu muzica ușoară da. și a plăcut foarte mult. Să nu mai spun de, de um, crizantema de aur, dar o să ajungem și acolo, pe care ai câștigat-o în 2018. Uh, deci, și-am zis, băi, uh, foarte mult și uh, în mai multe zone. Și zic, unde sunt studiile alea? Hai să începem. Am înțeles că deja... Uh, uh, te ai și o diplomă în zona asta ca să nu zică lumea că ești doar economistă, între ghilimele. <laughs> între ghilimele, da, că pe, pe, scena Festivalului Crizantema de Aur, așa am fost prezentată, economist de profesie. M-am simțit bine, dar parcă simțeam că lipsește ceva. Da, și am zis să musai să fac o pregătire și în acest domeniu, deși Consideram că nu am nevoie, dar am zis hai să fiu licențiat cu acte în regulă în canto popular și de curând, mai exact anul trecut, am finalizat o conversie aici la Universitatea Valahia, muzică instrumentală, canto popular, am avut-o ca și profesor pe doamna Luminița Tucă, Uh, cea care a și scris uh, cartea maestrului Ion Dolonescu și care s-a bucurat de un real succes. Uh, am învățat foarte multe lucruri acolo. Credeam la început, ei, o să fac, nu o să învăț mare lucru, pentru că eu cunosc deja cei doi în acei balada, nu lucrurile au stat total diferit. Uh, a fost așa ca un apogeu, mi-am pus la punct, aveam foarte multe cunoștințe, dar nu erau. Uh, puse la locul lor. Era un amalgam în capul meu. Și atunci m-am dus acolo și l-am consolidat și știu unde e locul fiecărei fiecărui lucru pe care trebuie să-l folosesc de acum înainte la cântat. Minunat! E normal, ne perfecționăm, ne autoperfecționăm pe de-o parte, dar trebuie să ne și perfecționăm și sunt oameni care au studiat foarte mulți ani, au devenit profesori, Uh, și uh, chiar zonele acelea, ei le stăpânesc foarte bine și atunci este mai ușor ca să-ți dea un pic de, de uh, eu știu siguranță, un pic de, da. uh, de noi informații, exact ce spuneam să-ți aranjezi informațiile pe care tu le ai în locurile potrivite și o să-ți fie mai ușor după aceea. Așa este. Așteptăm schimbările plecate de aici. Știu că uh, deja lucrezi la un nou album. Așa no? este, la Chisinau, în uh, în subagheta maestrului Nicolae Bodgros, care m-a sunat acum de curând și a zis că se apucă de album. Am fost foarte fericită, abia aștept să merg și să, să primesc telefonul ăla în care o să zică Nicolieta, vină la Chișinău <laughs> 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 și să registrez albumul. Este un album în care mi-am pus foarte mult sufletul cu piese de dragoste, de părinți, de mamă, de tot ce ne înconjoară. Pentru că oricum în piesele mele, dacă ați ascultat, se regăsesc diverse teme, teme din jurul nostru, din viața de zi cu zi. Am cântat mai puțin uh, dragostea, deși dragostea, atenție, este cheia care deschide, să zic așa, panoul meu de control, <cute> pentru că fiind în zodia pești, noi uh, Peștii suntem romantici, fir-sensibile și când avem noi stările noastre așa de nervozitate, dacă vii cu un strop de dragoste, imediat faci dintr-un pește ce vrei. Da, 5 martie, ziua de naștere, știu cum e cu peștii, fica mea este tot pește și într-adevăr, așa este. Dragostea este începutul tuturor lucrurilor frumoase din viața noastră. Eu așa, la fel ca și tine, așa gândesc. Și mă gândeam la toată creația asta care te înconjoară. Cine scrie versurile și cine pune notele pe portativ? La începuturi am compus împreună cu soțul meu, cu interpretul Gheorghe Ciucioiu. Am finalizat două albume. De curând își mai pune și el amprenta pentru că n-a ca și specialist. Și am lucrat împreună cu Georgiana Ion de la Craiova o cunoscută textieră, compune foarte, la foarte mulți interpreți din această țară, iar liniile melodice ne aparțin, că sunt izvorâte de aici, din uh, sufletul nostru și dintr-o experiență de-a lungul timpului, căci cântăm eu cel puțin când de când aveam 14 ani. O, o viață de om! <laughs> Acum realizez cât, uh, cât de mult a trecut și am 38 de ani. Adică vreo 24. Cam așa. Da, da, da. Este, cred că e vârsta cea mai frumoasă, e apogeul din punct de vedere artistic, pentru că deja ești în continuare foarte tânără, dar cu o bogată experiență în da, spate. Da. Și asta înseamnă foarte mult, și înseamnă că viitorul arată foarte bine și se poate lucra în continuare pe idei și pe, pe temele noastre. Dar trebuie să fie în permanență în pas cu moda ca să poți să convingi publicul și să rămâi uh, la sufletul lui. Este, cred că succesul uh, unui interpret uh, e greu de definit, dar după părerea mea succesul uh, la public constă în comuniunea aia dintre interpret și public, sentimentele tale să reușești să le transmiți celor din fața ta. Acolo cred că este tot uh, secretul, să nu vii doar uh, ca o poză și să și pleci, să nu rămâi cu nimic în amintirea lui. Asta am uh, reușit și cred că și tot asta m-a și ajutat uh, pe scena festivalului Crizantema de Aur, pentru că mi s-a și spus, uh, nu te-am simțit ca și când ai avut o partitură în față și cântai uh, din acea partitură, te-am simțit că erai tu. Tu transpusă într-o poveste, și că ne-ai pus o nouă petavă, și noi, la rândul nostru, am intrat în povestea ta. Acolo am cântat două piese pentru că alegerea repertorului într-un concurs este foarte importantă. Bătrânul 3, Dan Misrahi și Mariana Ionescu și Viața e Joc de Noroc, Regretatul Constantin Bardan și Angela Georgica. Două piese care mi-au intrat la suflet și am reușit să le pun în fața publicului și să conving juriul, bineînțeles, într-un număr eu? foarte mare. Președinte, la vremea aceea, maestrul compozitor Eugen Doga de la Chișinău. Și cred că asta mi-a adus uh, succesul pe scena Festivalului Crizantema de Aur. Foarte interesant, în 2018 au trecut patru ani de atunci, da. uh, au trecut și vremurile astea mai tulburi peste noi. Mă gândeam așa că am ajuns mult prea repede aici de când mi-am propus eu, dar nu contează că asta, este, asta e frumusețea acestui gen de interviu. Putem să spunem ce vrem când vrem să ne întoarcem tot timpul de unde da. am plecat. Uh, ai început de mică să cânți. De unde vine talentul ăsta? Și vreau să ajungem și la crizantema de Ori pe care ai câștigat-o în 2018. Dar aș fi vrut, vreau să vedem cum ai schimbat atâtea genuri. Pentru că tu la început ai cochetat cu muzica ușoară. Ți-a plăcut Așa foarte este. mult. Știi toate piesele Angelei Similare. Și cântai. De unde vine talentul ăsta? De unde e moștenit? Este nativ, se poate explica genetic, pentru că mama mea a cântat, dar nu a urmat o carieră. Are o voce foarte frumoasă, cântă foarte frumos și ea, la rândul ei, moștenit, moștenit talentul de la mama ei, de la bunica, bunica, așadar, maternă. Și eu m-am legănat pe picioare până la vârsta de șase ani. <laughs> Pentru că atunci când te legăna mama și cânta exact, Presupun, nu? Exact <laughs> <laughs> Și uh, fac o paranteză Și eu l-am legănat pe băiețelul meu, pe Antonio Și mi-a zis maică mea Na, vei și tu ce înseamnă acum, că și eu te-am legătat pe tine până la șase ani și mi-a cântat și am amintiri foarte frumoase am, uh, când, când, mă legăna, cum îmi cânta uh, prima piesă pe care, melodie pe care m-a învățat uh, să o cânt la serbare, Dunăre, Dunăre albastră, eu am floare la fereastră și o să vă și fredonez, era așa. Dunăre, dunăre albastră, eu am floare la fereastră. Dunăre, dunăre albastră, eu am floare la fereastră, Puișor boboc de fată, ce am dat dragostea toată, O of, of, măi, puiule, măi! Puișor boboc de fată, ce am dat dragostea toată, O of, of, măi, puiule, măi. Asta a fost prima piesă pe care am învățat-o și am și cântat-o pe scena de acolo, de la noi din Conțești, serbarea de un final de an, mi-am că era. Cât de frumos! Da. M-a impresionat și pe mine și versurile și, <laughs> că a, cele mai frumoase amintiri avem din copilărie și da. n-ai cum să nu te întorci așa un pic în Doamnele timp. educatoare din, din sat m-au susținut. Mă pregăteau tot timpul, mă aranjau, costume populare, mă... repertoriu, vai, Nicoleta Vasile și în față și reprezenta cu cinste școala și așa mai departe. Și dragostea asta nu a rămas doar la stadiu de... dragostea pentru cânte la stadiu de școală primară generală. Eu am simțit că pot mai mult și că trebuie să merg mai departe pe linia cântecului popular. Pe la liceu m-am cam oprit, cei drept. M-am axat mai mult pe învățat, pe Nu mă gândeam la facultate, ce facultate să urmez Apoi am venit la Târgoviște Unde am început colegiul economic de administrație La vârsta de 18 ani Și pe la 20 de ani l-am întâlnit pe soțul meu La un eveniment al unei colege de facultate lui a plăcut foarte mult cum am cântat atunci și am rămas împreună, pe toate <gângântări> liniile. Pe toate liniile. Asta a fost da. norocul, nu? Asta a fost da, așa momentul consider. când drumul a mers către da. profesionism în da, zona asta, da. nu? M-a și susținut, împreună am scos primul album la Târgu Jiu, împreună cu orchestra Chindia de aici, de la Târgoviște, ulterior alte albume și așa mai departe. Și viața merge înainte. Și viața a, mer a mers înainte și frumos. Și-a apărut și Antonio -a apărut, între timp, a apărut, da, au trecut 5 ani 2000... și ceva. În 2016, 2016, dacă ar fi să mă gândesc să ce am trească. făcut eu, Doamne ajută, mulțumim la fel, dacă mă gândesc ce am făcut eu înainte de 2016, nu mi-amintesc prea multe. Viața mea a început după 2016, 23 octombrie. Să fie sănătos, să facă mare și să fie și el ceva talent acolo. Îmi doresc, că, da. Că este... Dacă tot vorbeam de genetici și vorbeam de mama care, și de bunica și mai vorbim și de sora, care și sora da, știu, da, că a da. cântat, nu știu dacă mai cântă acum. Uh, nu mai cântă, dar uh, m-a ajutat foarte mult. Uh, ea cânta la evenimente, apoi a rămas însărcinată și am luat locul, vrând, nevrând. <laughs> da, da, da. Hai, că e rândul tău, da, e da, da. mergi în față! Și, și simțim așa talentul și la, la Antonio? La Antonio, sigur că, da. urmează, este primul an, are 5 ani și jumătate, primul an la pian tot, da. la Andu Georgescu, Adrian Georgescu, aici la Târgoiște, la Școala Populară de Arte. Îi să facă o Ii carieră. câte o Câteodată da, câteodată nu. O să-l ajute și o să-i... Să Dar pianul este baza. Deci dacă îi și place, înseamnă că e bine. Tot că se sunt cred unii o... care spun, mie nu-mi place, dar să duc, na, prin părinții, dar dacă îi și place, normal că uneori răbdare. sunt obosiți, uneori nu mai au răbdare, uneori vor să joace da. mai mult. E normal să se bucure de toate aceste avantaje, dar bazele se pun de acum, pentru că da. de multe ori, în generațiile noastre, nu prea am avut, n-au avut cine să ne ne Da, luptăm pentru concentrare. Să... Dacă ne concentrăm măcar 3 minute, 4 minute pe ceea ce avem de făcut, reușim să învățăm ce avem de învățat. Să se mai și joace. Tot da, cu ele, da, așa. că e gândul, gândul lui este mai la joacă. Păi, da, e normal. Da. Când da. să fie? La 30 de ani? Atunci o să aibă... de, de muncă. <laughs> de muncă, așa e. O să învețe tot restul vieții. Da. Dar sunt resurse, și mulțumim lui Dumnezeu că sunt. Și de ce să nu le fructificăm? Avem destule oportunități și să le încercăm pe toate. Merge și la fotbal, facem și engleză. Trebuie să facă de toate de pentru toate. că este copil și oricum, altfel ar sta prea mult în fața televizorului, da. laptopului sau telefonului da. și atunci trebuie să-i scoatem un pic din în starea asta. Pentru sigur. că cu cât stau mai mult la aceste noi gadgeturi, ac să gadgeturi, să le activități, și cu atât mai greu le este să da. iasă, să facă și altceva. Și atunci trebuie, e foarte bine. Da, e, foarte, da. e foarte bine. Trebuie echilibrat totul. Mă gândeam la uh, frumusețea acestor meleaguri și inspirația pe care voi o primiți prin muzica pe care o creați în continuare și vorbeam despre piesele astea care sunt reprezentative. Care e cea mai frumoasă piesă? la care ții cel mai mult, dincolo de prima piesă pe care ai învățat-o de la mama, pentru că aia într-adevăr <laughs> este suflet doar, da, dar da. din piesele tale, care îți place cel mai mult? Care e reprezentativă? Care a fost cea mai importantă? așa Presupun că se ridică una da, peste toate. Da, toate îmi plac, însă piesa Cum e ruga unei mame se bucură de un real succes. Este foarte ascultată și solicitată și la radio, și pe YouTube am văzut care destule vizualizări. Este o piesă izvorâtă din realitate. M-a inspirat cea care mi-a compus versurile având niște probleme de sănătate cu băiatul ei și în condițiile în care medicii i-au spus că doar o minune dumnezeiască îi mai poate salva copilașul. Și atunci m-a inspirat pentru că ea s-a rugat foarte mult la măicuța Domnului, la Dumnezeu, și a simțit că această minune, că minune de la Dumnezeu a venit și i-a salvat băiatul. Chiar băiatul trezit la un moment dat dintr-o comă, a și spus, a întrebat-o pe mamă cine a venit să mă viziteze. Și i-a spus, că păi au venit neamurile, mamaia tataia, tata nu-i adevărat. Au venit foarte mulți oameni, i-am auzit cum se rugau pentru mine. Deci el în starea lui de coma a simțit puterea rugăciunii, pentru că erau oameni care o sunau din țară să, să întrebe, cum se numește băiatul tău, că uite, suntem la o mănăstire și vrem să dăm un acatis, suntem acolo și vrem să ne rugăm. Deci băiatul în starea de coma a simțit puterea rugăciunii și atunci puterea rugăciunii a mamei este făcătoare de minuni. Și așa a izvorât piesa Cum eu rugat unei mame, pe care foarte mulți au înțeles-o. Și cred că de-aia este și ascultată, exact ce am spus eu mai devreme, comuniunea asta dintre artist și publicul ascultător. Când a fost lansată piesa asta? Acum, cred că sunt trei ani. Trei ani? Trei ani, da. Este, uh... Am filmat un videoclip frumos la o mănăstire și protagonist, personajul principal a fost chiar Antonio, băiețelul meu. Avem și noi piesa pregătită, cumva. Ia, hai să vedem așa un pic. Minunată piesă. Minunată și uh, le spun celor care se uită la podcastul nostru, Nicoleta Vasile, pe YouTube, da. pe radio, pe televiziunile de muzică populară, acolo este prezentă mereu și îți mulțumim pentru uh, energia pozitivă pe care ne-o transmiți, pentru că uh, muzica asta este plăcută și chiar ne dorim să ne veselească pentru că viața noastră și așa este destul de grea. Și atunci vin acest este. bagaj al nostru, al românilor, care se numește muzică populară, muzică de petrecere, și pe care tu ai promovat această zonă foarte, foarte bine. Nu cânți decât muzică populară și muzică de petrecere, dar mai cânți și romanțe. Sunt tare curios. Cum ai trecut? Am înțeles, ai trecut la muzica ușoară, că ți-a plăcut, ai trecut la muzica populară, care ne reprezintă, la muzica de petrecere și apoi la romanță. Cât de greu a fost? Cum, cum s-a întâmplat asta? Care a fost momentul? Cred că a fost destul de greu, pentru că amânam participarea la Festivalul Național Crizantema de Aur de pe vremea când aveam, cred că, 20 de ani. În fiecare an găseam câte o scuză. Că nu pot, că sunt prea ocupată, că nu știu ce, că depinde. Găseam o scuză. Până în 2018, când și nașul meu mi-a dat un telefon și a zis, exact așa s-a exprimat, îmi răsună în minte: Nicoleto, tu anul ăsta trebuie să particip la crizantema de aur. Simt eu că este anul tău. Este vorba Cinena. despre uh, interpretul Constantin Măgureanu. Este vorba despre șutul ăla de care câteodată avem nevoie. Da. <laughs> M-am chinuit câteva sers de rușine să mă duc. Nu vreau să-l dezamăgesc pe nașul. M-am sfătuit acasă cu membrii familiei. Du-te, e anul tău, comoditate. Dar poate cântai și... Cântai deja romanțe? Cântam așa... romanțe. Am ascultat din totdeauna romanța doar că trebuiau puse niște cunoștințe de bază acolo să le consolidez ca să pot să vin și să o reprezint pe scenă. Mi-am mi -am luat inima în dinți, m-am dus la preselecția aici la Tregoviște, mi-am inteles că era o zi foarte călduroasă, transpirată, toată emoționată. Am luat preselecția și am zis de acum înainte ce mă așteaptă pe mine... Groaznică situație, dar nu era un capăt de țară. Cel mai mult m-am pregătit noaptea. Noaptea când intram într o stare de romanță, ziua fiind cu cel mic ocupată de colo până colo cu el, noaptea puteam să mă pregătesc foarte bine, să simt starea aia, și atmosfera aia de romanță. M-a ajutat foarte mult la început câteva ore pentru consolidarea cunoștințelor profesoara Cristina Dan, căreia îi sunt recunoscătoare. Și sfaturile pe care le-am primit uh, ulterior de la doamna Alina Mavrodin, Vasiliu, directoarea artistică a acestui uh, festival, uh, sufletul, uh, cea care promovează romanța și uh, pe care o simte prin toți sporii uh, corpului. Este un om extraordinar și spun în continuare că acest festival rezistă uh, datorită uh, dânsei și chiar. Uh, se luptă să introducă romanța în patrimoniu, pe lista culturală a patrimoniului imaterial UNESCO și doresc din toată inima, pentru că așa cum portughezii au, spune mereu, portughezii au fadoul ca da, și gen da. muzical recunoscut, așa trebuie să avem și noi romanța, ca gen muzical recunoscut, pentru că prin școli se studiază jazz, alte genuri muzicale, dar romanța care este a noastră, uite, nu se studiază. Și doresc din toată inima succes, și ca această, acest gen muzical să fie introdus și în programa școlară, pentru că romanța este specială. Ea ne aduce aminte de. Legătura omului cu Dumnezeu. E, e atât, atât de sensibilă, fiecare vers atât de frumos, te trage de mânecă și te duce acolo printre rânduri, printre versuri și formează un întreg. Este divină, Doamna Alina spune de fiecare dată: romanța ne unește. Este un slogan pe care îl folosește în toate concertele și înainte de concerte chiar o să spun un secret acum, ne strânge pe toți așa cum strânge cloșca puișorii, păi. ne strânge pe toți și spune câte o rugăciune pentru că simți că prinzi putere să mergi în scenă și să dai ceea ce ai tu în suflet celor care te ascultă. Romanța este divină, spune de fiecare dată. Și am învățat foarte multe de la doamna Alina. Este un om aparte, un om special care luptă. Mai sunt oameni din aceștia care luptă pentru ceva, fără niciun interes, pentru că totul pleacă de aici, de la inimă. Da, și împreună cu soțul, domnul Teodor Vasiliu, care este la fel un împătimit, au scos culegerea de 100 de romanțe, au pus pe partitură 100 de romanțe ale unor cunoscuți compozitori și este un izvor de inspirație pentru noi cei care interpretăm și venim în concursuri și mergem pe scene și cântăm romanța. Iar de curând concertul Tinereța Romanței promovat în toate județele țării, care a reunit voci frumoase, mature, câștigători ai trofeelor Crizantema de Aur de-a lungul timpului. S-a bucurat de un real succes și am participat și eu la București pe scena Sălii Radio în martie, pe 13 martie și a fost special. Un public extraordinar, tinerețea romanței, Um, am simțit așa că, că trăiesc, și că romanța nu va muri niciodată. Într-adevăr, publicul romanț este un public educat, cultivat, da. iubitor de, de frumos, și, într-adevăr, romanța este. ar trebui să ajungă acolo unde merită, într-adevăr. Pentru că nu, nu cred că există în alte zone ale lumii ceva asemănător. Așa este. este. Ea nu se bucură de audiență în cadrul publicului larg de ieri, de astăzi sau de la -al alteriat, este dintotdeauna, de, la... de pe vremea fraților Văcărescu și chiar Anton Pan. Mă bucur că există oameni care, uite, o duc mai departe și care ne împing așa de la spate să-l cântăm genul acesta muzical. Da, pentru că într-adevăr, sunt mulți ca și ca și tine, Nicoleta Vasile, care au plec, adică au migrat un pic din da. zona lor de confort ca să susțină această zonă a romanței prin talentul pe care îl aveți. Nu? Da nu? și totul foarte repet, frumos. este foarte sensibilă și cred că asta mi-a și adus această trăire, această simțire mi-a dus trofeul în anul 2018. Am reușit să fiu, să intru în acea poveste uh, pe care am dat-o mai departe publicului și implicit l-am introdus și pe el, pe public, în povestea mea. Te așteptai să câștigi atunci? Nu, chiar nu, nu m-am așteptat. Uh, dar uh, au fost aplauze după ce am cântat. Oamenii uh, zic, cum nu așa se aplauzele? Prea, nu? Da, nu se mai opreau. Așa, aplauze pentru mine, mie nu venea secret. Zic, nu sunt eu asta. Și curios o să fie faptul, um, o să vă spun că nu am avut emoții la concurs. Din, am ținut și un pic de secret. Că se zice că de regulă trebuie să mai ții planurile tale, să le mai ții și secret, așa. să nu le împărtășești cu toți ceilalți, pentru că sunt o cheia care de multe da, ori da, nu fac este. bine chiar n-am spus uh, și am simțit uh, am simțit că sunt doar eu pe scenă și orchestra nu am avut emoții curios, dar chiar -am, mai multe emoții am avut atunci când am câștigat trofeul. <laughs> Nici... păi, e logic pentru că ați fost foarte bine pregătită și atunci când da. e că la examen, când da. te duci foarte, ai învățat toată materia, n ai nicio temă pentru că nu are ce să spice ca să nu iei. Nu simțeam nimic, nu mai simțeam mâinile, nu mai simțeam picioarele. Maestru Eugen Doga a de mâna mea să ridic trofeul, eu nu aveam nicio reacție. Deci a fost șoc. <laughs> a fost un șoc, da, da ce avem pregătit avem pregătit o piesă o romanță să exemplificăm aici hai să rup de dă drumul la înregistrare De viața binde. e joc de... Viața joc de noroc, de dragul tău. Pun totul pe o carte și nu vreau să știu că mâine vei fi iar departe. Foarte frumos, foarte frumos. Am interpretat această romanță cu mult drag a maestrului Constantin Bardan. Din păcate a trecut în neființă în 13 martie, am aflat exact înainte de concertul de care vorbeam mai devreme tinereța romanței mi-a fost foarte greu pentru că l-am cunoscut personal, mi-a și compus uh, o romanță foarte frumoasă intitulată Te iubesc cum n-am iubit vreodată, pe care o să o înregistrez în curând cu orchestra populară radio. Uh, mi-a părut foarte rău, am suferit uh, în urma acestei pierderi, dar viața merge înainte și Dragi viața văd. e joc de noroc. Este, a pus dar, mult adevăr în acest cântec. Așa este. Dar, pe de altă parte, iar că a rămas ceva foarte important da. în spatele acestei vieți și da. ăsta e scopul pe care eu cred că trebuie să avem cu toții, să rămână ceva în urma noastră. Să facem cât putem de mult, atunci când suntem bine, suntem pe picioare, ca da. să rămână o moștenire în spatele nostru. Și asta așa. facem noi și astăzi. Da, vă mulțumesc din suflet pentru acest prilej. Cu mare uh, drag. Interpreta Nicoleta Vasile a trecut prin multe de-a lungul timpului, și îmi vine în minte o situație. Uh, țin minte, tatăl meu a decedat pe 10 august, acum 11 ani, și pe 12 august l-am omormântat, iar pe 13 august, interpreta Nicoleta Vasile a trebuit să cânte. Pentru că da. asta era meseria. Asta era meseria. Și pentru că avem niște contracte pe care trebuie să da. le respectăm, pentru că avem un cuvânt pe care trebuie să respectăm, indiferent ce este în spatele da. nostru, noi trebuie să, să ne facem meseria, pentru că asta am adresat. Și A atunci trebuie să pe oameni. Eveniment în postul Sfintei Marii la un moment dat Mirele m-a simțit că sunt puțin supărată și m-a întrebat de ce sunteți supărată Zic Nu sunt supărată, sunt doar obosită. El era fericit, era bucuros, n-am vrut să, să stric această stare. Deci prin câte trece un uh, interpret de-a lungul vieții. Sunt foarte rar, astea toate te călesc, te formează ca și om, ca și interpret. Trebuie să știi, este un soi de, de multe ori și de teatru pe scenă ți-e foame, ce ți e sete, ți e rău, ți -e bine, tu trebuie să fii în formă pentru că publicul asta așteaptă de la tine. Da. El vrea partea frumoasă. Exact. Vrea partea plăcută, el vrea să se bucure de prezența da. artistului. Așa și este. Și avem un artist care, într-adevăr, bucură sufletele noastre și tare mult ne bucurăm că suntem astăzi față în față aici, la uh, oamenii cetății, uh, în podcastul uh, nostru. Uh, mă gândeam apropo de mama. Păi, poate o vedem la vocea României. De ce să nu apară? Deci, eu chiar ar fi foarte interesant să. și ar fi o încununare, așa, a unei vieți în care s-a luptat, a muncit și pe voi v-a format, și pe tine te-a format. Da. Și să văd, ei, într-adevăr, talentul ăsta genetic există și, hai, ce avem de pierdut. Deci, eu m-aș gândi foarte serios la treaba asta. Și la România au talent, și la vocea României, pentru că sunt reprezentative. Eu m-aș gândi și m-aș gândi foarte serios. De, de, să când am început o discuția. O să-i propun, însă ea este doar, rămâne doar la calitatea de fan al meu. <laughs> și <laughs> de mamă. și de mamă. De deci e de discutat. Da. Um, ai un costum, de, un costum foarte frumos. L-am admirat încă de când da. am întâlnit aici și uh, aș vrea să vorbim despre el. Ce piese sunt? De unde sunt? motivele astea care sunt pe el, de unde sunt și câte costume populare ai acasă? Oh, am un costum popular foarte frumos. Am o ie pe care am primit-o de la Cristina Ilie, Târgovișteanca noastră. Mi-a dăruit-o cu toată... Asta? Da, e aceasta Asta? și ca, cea care și apare. Am observat acum în, în videoclipul mama asta, cum e ruga unei mame, că în celălalt mama asta sunt mireasă, o să spun și despre aceea. Ea mi-a dăruit-o atunci doar să filmez cu ea cu, pentru cum e ruga unei mame. Ea am înapoiat-o, dar Cristina a simțit că eu a rămas cu gândul la aceasta. S-a creat o, <laughs> da. o, legătură așa. Și așa, la un de... moment dat mi-a dăruit-o, iar acest vâlnic este un vâlnic pe care l-am cumpărat, este un vâlnic de sărbătoare. Eu îl iau doar în momentele când eu Mă simt în largul meu și simt că unde merg locul ăla este sărbătoare, cum de altfel simt și aici. Este, da, chiar așa. Este. Da. Și costume am foarte multe, cred că peste 30-40 de costume. Uh, cel mai vechi, cam. Cât de oh, vechi peste 100 de ani. Peste 100 de ani, da, mă, cu am mai fote dat. Aia de -a da, de cu bambuița. fotă, da, fot, am foarte multe fote, cu sute, multe valoroase, cu sute cu firul metalic, acela care uh, miroase, a, după un timp, miroase a rugină, semn că este original. Acelea sunt foarte uh, valoroase. Am foarte multe. Am mai început să dau din ele, să mai ajut uh, tinere fete aflate la început de drum, pentru că mi-a fost greu și mie. Nimeni mi-a dat niciun costum popular la început. Soțul meu a venit cu un costum cumpărat. L-am și acum nu l-am dat. Este Bună, un costum dragi. frumos din lână, roșu, un roșu foarte frumos care și-a păstrat culoarea și am început să mai dau și eu din ele. Ba, chiar am mai și vândut. Cine s-a arătat? Pentru că și eu la rândul meu cumpăr. Sunt, spun, dacă am 2 lei, apă ei 2, lei îi dau pe costum popular. Aș prefera să nu mănânc o săptămână, dar să-mi cumpăr un costum popular. Iar când sunt supărată, Uh, merg printre costumele populare și îmi schimb imediat uh, starea de spirit. E o garderobă în, specială. Da, în pandemie lor, costumele populare m-au ajutat foarte mult. Când simțeam că. Um, nu mai pot și că simțeam nevoia să ies, să cânt, să văd oamenii aplaudând, oamenii veseli, că se dansează, că e veselie și evident eram ținuți în casă, mergeam printre costume și îmi schimbam starea asta de spiritele m-au ajutat foarte mult. Ce frumos. Da. Sunteți o familie de artiști și chiar de asta vreau să întreb, în perioada asta în grea de pandemie, cum v-ați descurcat? Pentru că voi din asta trăiți, nu aveți alte... Da, da, soțul lucrează și de ceva timp sunt foarte chipzuită, cam după 30 de ani așa eram până în 30 de ani, ca orice tânăr, investeam bani în haine, în prostioare, ca să le zicem așa. După 30 de ani am început să fiu mai echipzuită. M-am maturizat, cred. Da, 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 și am da, pus e banii deoparte ce am mai <laughs> câștigat și atunci ne-a ajutat foarte mult în pandemie lucrul ăsta. ați fost inspirați. Da, am fost inspirați. Și de aici încolo oricum este clar că v-ați dat seama că nu știi da. niciodată ce se va întâmpla mâine. Nu știm de astăzi pe mâine ce se poate da. întâmpla. Și că boala pândește la orice pas da. și atunci trebuie să fii pregătit și să... Să ții de bani, cum da, se zice. Da, Vai, da, că da, mi mea da, îmi spune da. mereu, Nicolet, toți ții de de bani, că uite ce vrem morvin. Da, avea dreptate mama. Da. Foarte frumos, foarte frumos. Da. Costumele populare sunt foarte importante și pentru un cântăresc de muzică populară, dar și pentru rădăcinile noastre și pentru cultura noastră. Și chiar mi-ar plăcea să, da, uite, să apare, să apare într-un articol, în gazeta dâmboviței.ro sau în municipiul drăgoște.ro în care să vorbești despre costumele tale populare. Da. Asta o lansăm către Crina, producătorul uh, emisiunii, să se ocupe. Asta <laughs> e o, o provocare în direct, așa. Costumul popular, zic eu, este dovada vie că noi aparținem acestor locuri, exact cum am spus la început. Uh, prin asta ne identificăm. Tot el este și dovada vie că tradițiile și obiceiurile nu vor dispărea pentru că um, românului a plăcut dintotdeauna să petreacă are la colo un, un suflet împământenit așa băgat în suflet uh, evenimentul ăsta lui place să petreacă orice eveniment, fie naștere, fie uh, botez, fie nuntă și astea nu or să dispară niciodată și costumul popular va fi tot timpul prezent acolo și chiar tinerii, mă bucur din toată inima că tinerii Caută, cumpără, se zbat să facă rost de costume populare, să le recondiționeze, să le scoată da. la lumină, indiferent că și eu am făcut acest lucru. Am cumpărat ei, aparent într-o stare deplorabilă, pe care le-am recondiționat și le-am scos la lumină și în lumina reflectoarelor par ca și când ar fi fost făcute atunci. Da, da. este o. Ia, într-adevăr, este. Face parte din cultura noastră și din sufletul poporului român, și chiar trebuie promovată în continuare. Da. Și îți mulțumim pentru că pui umărul acolo. Sigur că da. Ce planuri de viitor? Ne apropiem de final și vreau să, să ne uităm la viitor, pentru că trecutul îl cunoaștem, ne bucurăm de el prin creațiile pe care le ai, prezentul este al nostru și acum trebuie să facem cât mai multe lucruri. Ce urmează? Păi de curând am fost prezentă la o comisie la radio, radio România. Am pus pe listă câteva romanțe pe care vreau să le înregistrez cu Orchestra Populară Radio sub bagheta maestrului dirijor Adrian Grigoraș. Vor rămâne acolo în fonotecă. O să înregistrez Viața și Joc de Noroc, piesa compusă de maestru Bard Bardan pentru mine. De iubesc cum n-am iubit vreodată Un colaj de romanțe În memoria Ilenei Sărăroiu Dâmbovițeanca noastră dragă Și piese de muzică populară La fel pe... Eu am mai făcut niște înregistrări undeva prin anul 2014 Cu acte în regulă Sunt în Fonoteca Radio <laughs> Dar vreau să nu mă opresc aici Pentru că îmi place să bat fierul cât e cald cu cât sunt în putere, nu? Ești tânără și ai tot viitorul <laughs> si... Mai vreo cel puțin 40 de ani de muncă Doamne <laughs> ajută, da și albumul uh, cu maestru Nicolae Botgros uh, realizat la Chișinău. Sper să uh, iasă cât mai repede. Cam astea sunt planurile pe plan muzical. Pe partea cealaltă îmi doresc uh, să investesc în băiețelul meu, să-l duc acolo unde el își dorește, pentru că e perioada când ne orientăm către ceva. No, no, da? No. Uh, să fiu sănătoasă, să, am, să pot să am grijă de cei dragi uh, de lângă mine, pentru că um, dacă eu sunt sănătoasă și bine, vor fi și ei, pentru că place să am grijă de cei să dragi. Frumos. Da. Uh, și uh, restul, ce-o vrea Dumnezeu? Să fim sănătoși. Să fim sănătoși, da. O să participăm și noi la bucuria ta de viitor, la evenimentele care vor urma, la lansările acestea minunate de piese și așteptăm în continuare să fii prezentă pe radio și pe televiziuni, pentru că este, ești la, să zicem, la o maturitate absolută da. așa și ne bucură că talentul tău este recunoscut și chiar ajunge în casele noastre. Și îți mulțumim că ai avut timp să ajungi astăzi la podcastul nostru și să stăm de vorbă și să afle oamenii cetății care se uită la oamenii cetății ce înseamnă o viață de artist o parte. Cât da. am putut noi să vorbim aici aproape o oră și câtă muncă este în spate și câtă dragoste și cât spirit și poate că inspirăm și generațiile astea tinere să calce pe urmele unui artist ca Nicoleta Vasile chiar pe muzică populară, chiar pe romanță, chiar pe muzică ușoară. Important este să le facem ceea ce ne place și să facem cu profesionalism și cu drag. Așa este. Celor care vin din spate, pentru că vin o generație de interpreți foarte talentată, câteodată sunt uimită de cât talent există în copilașii ăștia, le spun acestor tineri interpreți să cânte din plăcere, pentru că drumul cântecului popular este unul frumos, aparent, dar și anevoios. Este și de investit, și foarte important să ai uh, susținerea familiei, celor de acasă, uh, părinților, uh, da, celor de acasă, familia în general, să aibă rolul acesta de susținere. Și uh, să cânte din plăcere, trebuie să fie și voce, trebuie să fie și talent, și studiu mai nou, pentru că muzica a început să fie din ce în ce mai uh, dificilă, mai grea da, câteodată simt și eu nevoia să mai ascult muzică populară din aceea mai ușoară, mai ușor de digerat mai din trecut de și acum concurența 20 e mare de și, și concurența este mare da. da acum muzica a început să fie mult mai armonioasă cu mai multe armonii este o întrecere între instrumentiști care cântă mai complicat care cântă mai nu știu cum și atunci trebuie să cânti din plăcere și să, să știi foarte bine ce ai de făcut ce-ți dorești. Uh, uite, și ca un sfat foarte importantă prezența, da. cum te îmbraci, cum arăți, dar da. și repertoriu. Este poate mai da. important decât. Voce, prezența, talent, muncă și studiu. Și modestie, foarte multă modestie, pentru că eu cred că modestia uh, rămâne cea mai importantă virtute a omului. Dar nu modestia aia adusă la. Exces, eu știu, care poate să creeze dezechilibre mentale și chiar și fobii, nu? Da. E vorba despre modestia aia în care există un simț al măsurii și un echilibru în toate. Da, asta rămâne cel Foarte mai important fost. pentru un interpret. Eu vreau să ne mai vedem la astfel de interviuri și îți mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru timpul pe care l-ai oferit cu toată dragostea, într-adevăr. Și o să închem aici podcastul nostru, oamenii cetății, cu artista, cu minunata Nicoleta Vasile, pe care eu o îndrăgesc și se îndrăgesc munca și muzica pe care o creezi și o pui în, în fața noastră. Și te mai așteptăm cu vești, doar cu vești bune. Și te așteptăm la bine și la, cu multă bucurie să ne aduci în suflete și în case. Mulțumesc din toată inima pentru invitație. Repet, a fost o onoare și o mare bucurie. Am acceptat cu toată dragostea invitația și le mulțumesc celor care ne-au vizionat și care or să ne vizioneze. Da. Și să auzim doar de bine. Să auzim doar de bine. Și Dumnezeu, Maicuța Domnului, protejează oamenii cetății pentru că Târgoviștea este protejată de Măicuța Domnului. Așa este, da. așa este Îți mulțumim cu mare drag Doamnelor, domnișoarelor, domnilor Vă îmbrățișez cu drag Hai să încheie podcastul nostru de astăzi Cu artista Nicoleta Basile Vă așteptăm în fiecare joi Și la alte astfel de interviuri Pe municipiultergoviște.ro Pe YouTube Pentru că noi suntem oamenii cetății Sunt Gabriel Cristache Și vă urez numai de bine Foarte frumos a fost da, da, bine. da, foarte bine! No, Cu foarte frumos a fost, e foarte frumos. și da. um, Asta căutăm, băi, aici, aici ne punem sufletul pe, pe tabă da. și chiar um, eu m-am activat uh, destul de târziu, după atâția ani, după vremea la Antena 1 Târgoviște, au trecut 20 ceva o, de ani, și când o, a zis Crina, am zis, hai, uite, tu trebuie să ieși aici. Și mă uitam așa, hai, mă, nu mai am chef, nu mai așa. Și uite, Că, da. am, am, deci îmi dau seama că merită efortul ăsta pe care îl facem cu toții ca să mai...